Anița Augustopoulos Jucan. Al doilea adevăr. Capitolul 11. E greu să definești vârsta. Ușor adusă de spate, cu ochii apoși și fața brăzdată de riduri, femeia care stătea în ușă se uita cu teamă la capitanul Borcea. Apartamentul cumpărat de Ilie Iordache cu 85.000 de lei se afla într-un bloc vechi pe o stradă liniștită mărginită cu tei și salcâmi. Era dificil să crezi că în imediată apropiere, cu mult circulatul bulevard al Republicii, putea exista un loc atât de calm. Aici locuiește domnul Ilie Iordache? Întrebă capitanul, deși știa foarte bine acest lucru. Da? Sunteți doamna Iordache? Femeia îl privi bănuitoare. Pentru ce o căutați? Prefer să-i o spun ei? Eu sunt. Ce doriți? Zise ea, fără să se miște din ușă, de parcă vroia să-l împiedice să intre. Cred că înăuntru am putea să stăm de vorbă mult mai bine. Nu vă cunosc și nu-mi place să primesc în casă necunoscuți, replică femeia și, retrăgându-se înăuntru, închise pe jumătate ușa. Despre ce vreți să discutăm? Despre răposata dumneavoastră fiică, răspunse cu blândețe capitanul. Și adăugă arătându-i legitimația. Sunt capitanul de miliție, Borcea Marin. Chipul ei, brăzdat de suferință, se crispă. Borcea nu se grăbi să tragă concluziile din atitudinea ei. Știa din experiență că numai cei vinovați se tem. Aș vrea să vă pun doar câteva întrebări, se adresă el pe un ton prietenos. Nimic altceva. Maria Iordache se dădu la o parte ca să-i facă loc să intre, însă neliniștea nu o părăsi. Pătrunseră împreună în holul spațios. Femeia împinse spre ofițerul un scaun, invitându-l să se așeze, dar ea rămase în picioare sprijinându-se de perete. După câte știu, fiica dumneavoastră, Victorița, a murit acum 2 ani și jumătate. Da, șopti mama. Într-un accident? Da, s-a necat. În ce împrejurări? A vrut să se scalde mare, i-a venit rău și s-a necat. Rostia cu greutate. Erați și dumneavoastră acolo? Nu, locuia cu... Femeia se opri brusc, privi la cineva care se afla în spatele capitanului. Mamă, ce dorește domnul? Auzi Borcea un glas și se întoarse. Zări un bărbat înalt, negricios, cu mustață, cu părul lung și unsuros. Purta un costum de stofă cărămiziu, cu dungi destul de late și albe. Din buzunarul de sus ieșea vârful unei batiste verzi. Se vede că fusese într-una din camere și, auzind vorbă, venise să vadă ce se întâmplă. Mă întreabă cum a murit Victorița, murmură mama. Și ce-l privește chestia asta, zise tăios tipul. Este de la miliție. Fantele de matahală, eroul de carton, bișnițarul, îl catalogă capitanul arătându-i legitimația. Sunteți domnul Ilie Iordache? În persoană, răspunse individul, înclinându-se ușor. Vroia să pară politicos, nepăsător și sigur de el, însă ofițerul își dădu seama că era speriat. Cu ce vă pot fi de folos, domnule capitan? Întrebă el, așezându-se la rândul său. Aș dori unele informații. Vă stau la dispoziție. Unele informații despre sora dumneavoastră, completă Borcea. Despre răposata Victorița, făcu el zâmbind. Cum de v-ați amintit de ea? Individul cu ochii lui care nu te priveau niciodată în față, cu mustața pomodată și cu aerul dubios de falsă distinție, era antipatic și devenea și mai antipatic datorită purtării lui. Mama v-a spus că s-a necat, i s-a făcut rău și cum nu știa să noate prea bine, n-a mai izbutit să iasă la mal. De unde știți, erați acolo? Bineînțeles că nu. Alții ne-au povestit cum s-au petrecut lucrurile, atât nouă cât și celor de la miliție care au cercetat cazul, zise el, accentuând ultimile cuvinte. Șmecherul ăsta vrea să-mi spună că miliția a închetat afacerea și a lămurit-o, gândi capitanul. Deci, au fost și alții prezenți când s-a întâmplat nenorocirea? Da, o prietenă de-a ei și niște vecini. Cum se numea prietena? Didina Cioran. Dar pe răposatul doctor Sebastian l-ați cunoscut? Observă că Ilie Iordache schimbă o privire rapidă cu maică-sa. Acel nume pomenit așa, pe neașteptate, îl înspăimântase. Pe domnul doctor, păi, să vedeți, eu, știți, că-l cunoșteam, răspunse el după ce se gândi câteva clipe.
Erați în relație bune? Întrebă capitanul căutând să-și păstreze calmul. Ce fel de relație ar putea fi între niște oameni simpli ca noi și un domn ca acela plin de bani? Replică tăios Iordache. Era amantul surorii mele, de-aia îl cunoșteam. Și erați de acord? Nu eram, dar ce puteam face? La început n-am știut cum stau lucrurile, când am aflat, era prea târziu. Îi sucise capul, plimbând-o cu mercedesului și dăruindu-i rochii, parfumuri și bijuterii. Degeaba ne-am străduit noi să o lămurim, că a pornit pe o cale greșită. I-am explicat, am amenințat-o, ba, chiar am și bătut-o, dar totul a fost în zadar. Dar cu Laurențiu Sebastian a stat de vorbă? Despre ce? Despre sora dumneavoastră. Nu, că doar nu era să mă pun eu un amărât cu un om cu o situație ca doctorului. Avea relații, bani. Ce, eram nebun să mă iau la harță cu el? Cum? Nu l-ați întâlnit niciodată? Niciodată. Răspunsul veni scurt și fără ezitare. Durase atât de puțin încât cineva mai puțin atent și mai puțin experimentat decât capitanul Borcea, cu siguranță că nu ar fi sesizat-o. E clar că individul se întreabă dacă am vreo dovadă că s-a întâlnit cu amantul surorii sale, zise capitanul. Totuși ați afirmat că îl cunoașteți, insistă el. Da, însă numai după nume. De văzut nu l-am văzut în viața mea. Deci nu s-a întâmplat să vă întâlniți? Nu, niciodată, spuse cu hotărâre Iordache. Acum unde lucrați? Sunt administratorul blocului. Și înainte? Lucram pe unde puteam. Adică? Muncitor necalificat. Și apartamentul? Care apartament? Pentru o clipă capitanul Borcea a fost tentat să-l ia mai tare, dar se stăpâni. Nu numai pentru că își amintise de recomandarea maiorului Stelaru, ci și fiindcă își dăduse seama că felul cum se purtase până atunci era cel mai potrivit. Acesta în care locuiți, stați cu chirie? Nu, este proprietate personală. L-am cumpărat cu bani gheață. Ne-a costat 85.000 de lei în cap, răspunse Ilie Iordache foarte degajat. Probabil că ați câștigat la loto. Ar fi fost bine, dar n-am avut norocul ăsta. Atunci, vreo moștenire? Întrebă Borcea, afișând un calm care era departe de a-l resimți. Chiar așa? Am moștenit-o pe Victorița, rosti Iordache cu un ton triumfător. Teama care îl stăpânise dispăruse cu desăvârșire și părea sigur de el. Deși uluit de neașteptata noutate, ofițerul reuși să rămână impasibil. V-ați moștenit sora? Întrebă el liniștit. Dacă nu mă înșel, când a murit avea doar 17 ani. Oare cum ar fi avut timp să adune o asemenea sumă? Mama Victoriței izbucni deodată în plâns. Lacrimile se rostogoleau încet pe chipul ei brăzdat de riduri timpurii și spatele îi se înconvoia să parcă și mai tare. Numai pe ea a durut-o cu adevărat moartea fetei, gândi Borcea privind-o cu milă. Această femeie zdrobită de suferință, deși nu exista nicio asemănare fizică, i-o amintea pe mama lui. De aceea, în ciuda firii sare aspre, îi se adresase de la început cu multă blândețe. Ilie Iordache aruncă mamei sale o privire plină de furie, dar ea nu luă în seamă. Fetița mea, șopti clătinându-și capul încărânțit într-o parte și într-alta. Capitanul Borcea se ridică și, apropiindu-se de ea, o apucă ușor de brațe și o ajută să se așeze. Vă înțeleg durerea, zise el cu duioșie, și regret că sunt nevoit să discut în fața dumneavoastră despre lucruri care vă răscolesc. Femeia îl privi cu mirare. Se vedea că nu prea avea parte de vorbe frumoase. Credeam că mă poate plăti, spuse ea printre suspine după ce a... Mamă! O întrerupse fiul ei cu un ton amenințător. Ce tot îndrugi? Femeia tăcu și brusc reveni la realitate și trăsări speriată. De ce nu o las să vorbească, să răsti Borcea la el? Continuați, doamnă, nu trebuie să vă lăsați intimidată. Îi se adresă cu bunătate. Dar mama nu mai îndrăzni să scoată un cuvânt. Își acoperi gura cu palma și își plecă și mai mult fruntea. Așa cum stătea ghimuită pe scaun, părea o imagine a umilinței și a deznădejdei. Era clar că se temea de fiul ei, care fără îndoială că o și bătea. Domnule capitan, să nu vă închipuiți cine știe ce. Mama a iubit-o foarte mult pe Victorița și de când a murit, nu mai judecă limpede. Știți cum e? Da, știu. Tocmai de aceea vă sfătuiesc să-mi spuneți totul în legătură cu moștenirea. Absolut totul, domnule Iordache. Vorbise calm, însă privirea lui severă
Îl avertiză pe individ că nu era de glumit. Și până acum v-am spus totul, se grăbi el să-l asigure. Da, am spus tot ce știam, că biata soră mea nu m-a ascultat. Aștept, îl întrerupse Borcea, ce este cu moștenirea? Păi, nu e nimic ce să fie, că am acte în regulă, n-am încălcat legea. Nu, n-am încălcat în niciun fel, încercă el să braveze. Aștept, repetă capitanul. Victorița avea depus la cec vreo 60.000 de lei și, așa cum era firesc, nu i-am moștenit. Asta e. Vedeți, nu e nicio ilegalitate. Puteți verifica, zise Iordache repede. Vom face, fiți fără grijă, însă cum rămâne cu restul? Care rest? Exclamă acesta făcând pe miratul. Restul sumei, îl lămuri cu bunăvoință capitanul, dându-și seama că de fapt șmecherul acela vroia să câștige timp. Nu se îndoia că în privința banilor de la cec spusese adevărul. Sora lui avusese acea depunere, însă ceea ce nu pomenise era proveniența sumei respective. Răposata nu lucrase decât câteva luni, deci nu putea fi vorba de economii. Desigur că banii fuseseră depuși pe numele ei de Laurențiu Sebastian ca să închidă gura iubitorului ei frate. Și bineînțeles nu despre aventura sa amoroasă era vorba. Dacă suma de 60.000 de lei fusese depusă într-adevăr cât fata mai era în viață, lucru care se putea verifica, înseamnă că abilul Iordache îl șantaja pe amantul surorii sale și pentru altceva, nu numai pentru ceva legat de moartea ei accidentală. Ce este acel altceva rămâne de stabilit. Dacă nu vreți să răspundeți acum, nu e niciun necaz. Când veți veni la miliție ca să scrieți și să vă semnați declarația, veți relata totul cu lux de amănunte. Acolo nu vă va ruga nimeni să vă grăbiți. La miliție? Făcu Iordache îngrozit. Ce să caut eu la miliție? Doar oricine poate dona oricui o sumă de bani sau ce vrea. Domnul Sebastian, ca să ne mângâie de pierderea suferită, adică ca să ne consoleze de moartea dragei noastre, dragei mele surori, că s-a gândit că suferim mult, mai ales biata mama, ne-a donat, ca să fiu mai clar, mi-a donat mie 150.000 de lei. Da, mi-a donat. Deci doctorul Sebastian i-a plătit individului ăstuia peste 200.000 de lei, îți spuse cu uimire capitanul. Înseamnă că l-avea la mână cu ceva deosebit de grav. Am acte în regulă și pentru asta, continuă Iordache oarecum mai liniștit. Deși personal nu-l cunoșteam, doctorul Sebastian a socotit de datoria lui să ne ajute. Dacă aș fi fost singur, nu i-aș fi primit banii, că am și o demnitate, dar m-am gândit la mama, la scumpa mea mamă. Rosti cu ultimile cuvinte pe un ton patetic. Era iar stăpân pe sine. Se vede că acele acte în regulă existau într-adevăr și ticălosul se simțea la adăpost. Cum s-ar spune, Laurențiu Sebastian v-a dăruit această sumă de bunăvoie și nesilit de nimeni? Da, absolut de bunăvoie și nesilit de nimeni, doar ca să ne aline suferința, că ne știa cu inimile zdrobite. Zise neconsolatul frate ștergându-și o lacrimă imaginară cu batista lui verde. Atunci veți veni mâine după amiază la orele 5 la miliție să ne dați o declarație. Este o formalitate ce trebuie îndeplinită, spuse Borcea ridicându-se și pornind spre ușă. Bună ziua, doamnă! Femeia murmură bună ziua fără să ridice capul, parcă împietrită pe scaunul ei. Domnule capitan, exclamă Ilie Iordache, dar eu nu v-am ascuns nimic, am fost sincer. De ce să mă duc la miliție? Sunt un cetățean cinstit. Nu mă îndoiesc, replică ofițerul, stăpânindu-și cu greu să nu-i spună ce crede despre cinstea lui. Însă nu crede ce un cetățean cinstit ca dumneata, care pe deasupra mai are și acte în regulă, să nu poată veni la noi. Pune mare preț pe sprijinul unui om corect, domnule Iordache, și vă așteptăm. Cetățeanul cinstit rămase mut de uimire și capitanul Borcea profită de ocazie ca să iasă. Coborâ scările în fugă și ajuns în stradă respiră cu năsat aerul călduț de primăvară. Dacă mai rămâneam mult în apropierea acelui individ, cred că mă sufocam, gândi Borcea. Îndreptându-se spre sediu, s-a văzut silit să admită că maiorul Stelaru avusese dreptate când afirmase că dosarul Varna le va da mult de furcă. Lidia Jeleru știa unde își face Sia cumpărăturile zilnice, așa că îi fu ușor să o întâlnească. Domnișoara Lidia, exclama aceasta bucuroasă când o zări întâmplător în calea ei.
Nu e zi să nu vorbesc cu Ada despre dumneavoastră. Și eu mă gândesc mult la voi și tare aș vrea să o văd. Oh, dar asta se poate face chiar duminică. Știți, voi merge cu Ada în Cismigiu. Vreți să veniți cu noi? Cu cea mai mare plăcere. După ce stabiliseră în ce loc care să se întâlnească, Lydia o rugă să o însoțească pentru câteva minute în parcul din apropiere. Dragă Sia, vreau să te rog să mă ajuți într-o problemă foarte importantă pentru mine, zise Lydia când se așezară pe bancă sub un tei înflorit. Îi era neplăcut să mintă, însă nu avea încotro. Pe de-o parte, nu-i putea spune Sia adevărul, pe de altă parte dorea din tot sufletul ca asasinul inginerului Barna să fie descoperit. Pentru mine va fi o mare bucurie să vă pot fi de folos. Știi, e o chestiune cam delicată, de aceea promitem că n-ai să pomenești nimănui despre discuția noastră. Aveți cuvântul meu, rosti fata cu solemnitate. Lydia scoase din poșetă fotografia lui Rosner și o arătă. L-ai văzut vreodată pe omul acesta la doamna Sebastian? O întrebă. Sia luă fotografia și se uită la ea cu multă atenție. Nu, nu cred să-l fi văzut, dar cine este? Se numește Ludovic Cornea, spuse Lydia, care, bineînțeles, nu-i putea dezvălui adevărata identitate a lui Rosner. I-am împrumutat niște cărți englezești foarte rare. Îmi promisese că mi le va restitui în cel mult 2 luni, dar de atunci a trecut aproape jumătate de an și încă nu mi le-a adus. Mă pregătesc pentru examenul de stat și am neapărat nevoie de ele. Bănuiesc că ori le-a vândut, ori vrea să le facă uitate ca să-i rămână lui. De aceea se ascunde și nu pot da de dânsul. N-ai adresa lui? Ba da, însă s-a mutat de acolo. Și credeți că vine la doamna Sebastian? Sunt aproape sigură. Fata a privit din nou fotografia. Lydia sesizase o oarecare ezitare când îi spusese că nu l-a văzut, dar nu găsi de cuvință să insiste. Nu voia ca Sia să facă vreo greșeală. Poate că o să râdeți de mine, dar știu eu cum să vă spun, nu-l cunosc. Și totuși, parcă-l cunosc. Nu e așa ca în fotografie, ci altfel. Lydia nu înțelegea nimic din cuvintele ei încâlcite, însă rămase tăcută să nu o influențeze în vreun fel și să-i abată și rugândurilor. Iertați-mă, domnișoară Lydia, că vorbesc așa încurcat. Nici eu nu. Se întrerupse brusc și acoperi cu degetele partea de jos a feței lui Rosner. Asta e, strigă ea mulțumită. Avea barbă, acum m-am lămurit. Vrei să-mi explici și mie? Spuse Lydia privind-o mirată. Vai, ce zăpăcită mai sunt! Făcu-se ea rușinată. Sigur, am să vă explic. Pe omul din fotografie nu l-am văzut. Însă dacă ar avea barbă, atunci l-am văzut. O, mi-e teamă că nici acum explicația mea nu-i prea limpede. Să o iau altfel. Am văzut un om cu barbă care seamănă cu cel din poză. Cu Cornea, ăsta care vrea să facă stăpân pe cărțile dumneavoastră. Când l-ai văzut și unde? Întrebă Lydia emoționată. Acum vreo 3 săptămâni. Era într-o joi după amiază. Doamna mă trimisese cu Ada la teatru de păpuși. Ne luase ea bilete. Din păcate, pe fetiță a apucat-o burta, că mâncase vreo 2 înghețate și a trebuit să plecăm cu mult înainte de terminarea piesei. Când am ajuns acasă, Ada a fugit, bănuiți dumneavoastră unde, iar eu m-am dus să-i spun doamnei ce se întâmplase. Dânsa era în atelier și omul care seamănă cu cel din fotografie, numai că avea barbă, se afla acolo. În atelier? Da, stătea pe un scaun, poate că poza pentru vreo statuie, că doamna aducea tot felul de tip și tipe la ea. Zicea că sunt modele, dar nu cred să fi fost și Cornea acela, pentru că omul cu barbă era tare prost îmbrăcat. Arăta ca un vagabond, zău așa. Lydia se gândi că nu era exclus ca Rosner să se fi deghizat ca să o poată vizita nestingherit pe cela Sebastian, deși nu vedea de ce ar fi trebuit să facă acest lucru dacă nu avea nimic de ascuns. Oricum, era clar că sculptorița avusese grijă să le trimeată pe Ada și pe Sia la teatru ca să rămână singură. În cazul că Rosner ar fi fost un turist onest care vine să-și viziteze o cunoștință, n-ar fi avut nevoie să se deghizeze. Dar poate că Sia se înșală și individul acela bărbos era într-adevăr unul din modelele celei Sebastian, gândi Lydia. Și doamna ce-a făcut? S-a înfuriat și mi-a spus să o duc pe Ada în camera ei și să stau acolo cu ea. Să nu venim în atelier că are de lucru. Pur și simplu m-a dat afară. Cum am ieșit, s-a grăbit să încuie ușa atelierului,
Lucrul acesta nu m-a mirat, fiindcă, așa cum știți și dumneavoastră, doamnei mele, nu-i place să fie deranjată când lucrează. Ai dreptate, zise împăcăcios Lydia. Te rog încă o dată ca această discuție să rămână între noi. Poate că bărbatul acela cu barbă e unul dintre modelele doamnei Sebastian. Dacă îl vezi cumva pe corn al meu, telefonează. Și în cazul în care apare iar vagabondul? Telefonează-mi, te rog, și atunci. Cele două tinere se despărțiră, urmând să se întâlnească în următoarea duminică în Cinșmigiu. Sia o porni grăbită spre casă, iar Lydia Jeleru se îndreptă spre cel mai apropiat telefon public ca să-i comunice maiorului Stelaru rezultatul convorbirii avute. Capitolul 12. Îmbătați de dragoste, el și ea se plimbau sub dei înfloriți, lăsându-se mângâiați de razele argintii ale lunii. În noapta călduță de mai, îndrăgostiții se priveau în ochi cu adorație, în timp ce florile de liliac își răspândeau parfumul suav. Luna își revărsa cu dărnicie blânda lumina asupra perechii așezate pe banca singuratică de sub bolta de liliac înflorit. Era ora dragostei, ora când inimile își puteau mărturisi tainele. Aproape în toate romanele de dragoste poți găsi asemenea fraze. Noaptea de mai, luna argintie, îndrăgostiți, flori de tei și de liliac. Iată noțiunile care cu greu pot fi despărțite, bineînțeles, în romane. Dar, în realitate, se întrebă tânărul plutonier major de miliție, Ion Florescu, și începu să meargă mai repede ca să se încălzească. Din tot acest arsenal romantic am parte doar de flori de tei și de liliac, de parfumul lor, care însă nu-mi face nicio plăcere. Ba, ca să fiu sincer, îmi dă dureri de cap. Încolo, nimic, deși suntem în mai, nici vorbă de lună. Dacă n-ar fi lumina palidă a celor câteva becuri de pe niște stâlpi, situați destul de departe unul de altul, ar fi un întuneric de mi-aș băga degetele în ochi. Cât despre îndrăgostiți, nici pomeneală. Noaptea e destul de răcuroasă și dincolo, dinspre lac, adie o boară umedă care te pătrunde până la oase. Și îndrăgostiții, chiar și cei mai pătimași, au socotit că e mult mai înțelept să stea acasă. Da, își urmă el șirul gândurilor, continuându-și rondul nocturn în apropierea Snagovului, așa arată noaptea de mai în realitate, cât despre ora dragostei, ce să spun. Vilele astea, dintre care majoritatea sunt încă nelocuite deoarece sezonul estival n-a început, reprezintă o adevărată ispită pentru răufăcători. Auzi acolo, lună, amor, bănci singuratice, mai bine să fiu cu ochii în patru. Își privi ceasul de mână, cifrele fosforescente indicau 2:30 după miezul nopții. Coti pe o alee laterală, mărginită de brazi. Făcu câțiva pași și se opri deodată locului. Auzise un zgomot suspect. Câteva pietricele desprinse din zidul care împrejmuia vila din apropiere se rostocoliseră pe trotuarul asfaltat. Subofițerul se ascunse în umbra deasa unui boschete și așteptă să vadă ce se întâmplă. Se auzi un hârșit de parcă cineva încerca să se cațe repezit. Din fericire, lumina anemică a unui bec ajungea până acolo, risipind în oarecare măsură tenebrele și permițându-i să vadă zidul cu pricina. Curând, deasupra acestuia se ivi un cap care privi cercetător în jur. Apoi apărură umerii și corpul. Omul escaladă cu multă ușurință zidul și rămase câteva clipe agățat în mâini, gata să sară pe alee. Plutonierul major își părăsi ascunzătoarea și se apropie de locul respectiv. Așa se face că atunci când individul atinse solul, se trezi față în față cu subofițerul. Măi, catifeluță, n-ai de gând să te cumințești? Zise mustrător Florescu, recunoscându-l. Spărgătorul cu vechime de ștate de serviciu, Iulian Pufescu, zis catifeluță, ieșise din penitenciar cu câteva săptămâni în urmă. Era un bărbat mic de statură slab, cu privirea neliniștită de fiară hăituită. Prin cămașa descuiată îi se vedea pieptul descărnat și acoperit cu păr cărunt. Păi, n-am luat nimic, exclamă el. Atunci, ce căutai în casă străină? Vroiam să lucrez, dar am avut ghinion. Mă jur pe ochii mei că n-am luat niciun capăt de ață eu. Lasă-l, întrerupse plutonierul major. Mergem la miliție și acolo ai să povestești totul pe îndelete. Nu se temea de Pufescu, zis catifeluță. Avea să încerce să fugă sau să se opună. Știa ce pierde. Când era prins, era foarte cu minte cândva. Fusese un lăcătuș priceput, dar se îndrăgostise de sora unui spărgător.
viitorului cumnat, a cărui adevărată profesie la început nici măcar nu bănuise, îl atrase pe calea infracțiunii. Ajuns la sediul miliției, Catifeluță fu preluat de locotenentul major Stelian Lupu. Jur pe ochii mei că n-am luat niciun capăt de ață, repeta individul. La percheziția corporală se stabili că, într-adevăr, în afara uneltelor de spărgător, nu avea nimic asupra lui. Vrei să spui că te-ai introdus în grădina acelei vile nelocuite numai așa ca să te plimbi? Îl întrebă ofițerul. De plimbare mi-ar de mie, zise infractorul amărât. Mă dusesem, stați o clipă, că mi-amintesc cum e, cum trebuie spus. Aha, asta e, mă dusesem să comit o spargere. Am fost prins de câteva ori și până la urmă am învățat. Da, am învățat care-i delictul și... Dacă te încadrai într-o muncă cinstită, te puteai lipsi de asemenea învățătură, iotăie locotenentul major. Deci intenționai să pătrunzi în vilă? Până la urmă te-ai răzgândit? Nu, însă când am reușit să deschid oblonul, să mă pregătesc să sparg geamul, cineva dinăuntru s-a apropiat de fereastră. M-am temut că are să mă înhațe și am șters-o. Așa sunt eu, ghinionist. Și acel cineva te-a văzut? Sigur că m-a văzut. M-a auzit umblând la oblon și s-a apropiat de fereastră. Dar n-a aprins lumina. Te sfătuie să mărturisești adevărul, unde i-ai ascuns lucrurile? Care lucruri? Cele furate? Păi n-am furat nimic, doar v-am spus. Ascultă, Catifeluță, întrerupse locotenentul major, stăpânindu-se cu greu, cum îți închipui că o să cred o asemenea aiureală? Cineva observă un spărgător care e gata să intre în casă și nici nu aprinde lumina, nici nu strigă? Ai auzit vreun strigăt? Îl întrebă pe plutonierul major Florescu. Nu, tovarășe locotenent major. Și în liniștea care domnea în acel loc, desigur că aș fi auzit și cel mai slab sunet. Dovadă că zgomotul aproape imperceptibil făcut de Catifeluță când se cățăra pe zidul împrejmuitor, nu mi-a scăpat. Așa e, exclamă ofițerul. Ai de gând să ne spui adevărul? Îl întrebă apoi pe spărgător. Acesta apărea încurcat, se lăsă când pe un picior, când pe celălalt și își freca cu palma bărbia nerasă. Tovarășe locotenent major, zise el în cele din urmă. Îmi dau seama că ceea ce v-am povestit este greu de crezut, însă nu v-am mințit. De altfel, știți, de câteva ori am fost prins cu o cauă mică și am recunoscut tot ce am făcut. Ofițerul nu răspunse. În sinea lui era nevoit să admită că ghinionistul Catifeluță nu își nega niciodată faptele. Dacă greșea, găsea firesc să plătească. Tocmai de aceea recuperarea lui părea posibilă. Îți dau o ultimă șansă, se adresă el infractorului. Trece alături și pune totul pe hârtie. Așa cum s-a întâmplat. Vezi să nu omiți nimic. Mareș, îi se adresă el apoi unui subaltern de-al său, însoțește-l și după ce termină, condu-l la arest. Mai târziu, vedem noi. Catifeluța, auzind cuvintele ofițerului, vrut să repete că nu furase nimic, însă se răzgândi și își urmă tăcut însoțitorul. L-ai prins chiar în clipa când a sărit, îl întrebă ofițerul pe plutonierul major Florescu, după ce rămăseseră singur. De îndată ce a atins solul. Deci n-a avut timp să arunce undeva obiectele furate. Nu, doar dacă nu le-a predat unui complice, aflat în grădina vilei. Crezi că așa ceva ar fi posibil? Sincer să fiu, părerea mea este că acționează de unul singur. Și eu am tot această convingere. De obicei, Catifeluță operează fără ajutoare și nu văd de ce și-ar schimba acum metodele. De altfel, dacă ar fi avut un complice, în primul rând s-ar fi îngrijit să scape de uneltele de spărgător. Ori acestea s-au găsit asupra lui. Cum rămâne însă cu persoana din casă? Zici că erai aproape? Da, tovarășe locotenent major, foarte aproape. Și n-ai auzit niciun strigăt? Nu. Așa cum v-am raportat, în cazul în care ar fi strigat cineva, ar fi exclusă în laud. Curioasă afacere, spuse ofițerul care încă nu putea bănui ce urmări avea acea spargere nereușită. Până una alta să ne ducem la fața locului și să aruncăm o privire. Când ajunse la destinație, plutonierul major Florescu indică superiorului său în ce loc escaladase zidul Catifeluță și unde anume îl prinsese. Individul a vrut să ne inducă în eroare, exclamă ofițerul, cercetând atent zidul. De luni de zile nu locuiește nimeni aici, știu foarte bine acest lucru. Ocoliră zidul împrejmuitor și săriră în grădină. Erau amândoi tineri și nu le fu greu să o facă. Grădina, năpădită de buruieni, dovedea cu prisosință că de multă vreme nu se mai ocupase nimeni de ea. În lumina tulburea zorilor, aspectul ei părea și mai dezolant. Se apropiaseră apoi de vilă, care era destul de spațioasă. Urcară cele trei trepte din fața intrării și cercetară minuțios ușa.
Foarte repede își dădură seama că nu prezenta nicio urmă de efracție. Catifeluță a spus că a încercat să pătrundă în interior printr-o fereastră. Da, pe care n-a apucat să o spargă, adăugă plutonierul major. Să vedem. Dădu ocol clădirii. Toate obloanele erau închise cu excepția uneia din partea din spate, care era ușor întredeschis. Ăsta trebuie să fie, zise plutonierul major. Se apropiară. Fereastra se afla cam la 2 metri distanță de sol. Ceva mai jos se găsea o ușă metalică a garajului închisă cu un lacăt imens. Buruienile zburlite și zgârieturile de pe perete arătau limpede că pe acolo se cățărase infractorul. Locotenentul major Lupu se urcă pe o ieșitură a peretelui și cercetă atent fereastra, apoi sări jos. Pe aici a intrat în casă? Întrebă Florescu. A încercat să intre, răspunse gânditor ofițerul. A forțat oblonul. Asta se constată cu ușurință, însă nu a intrat. Fereastra este bine închisă pe dinăuntru și geamă intact. Acum sunt convins că nu ne-a mințit. Credeți că într-adevăr s-a speriat de cineva dinăuntru? Da, cred că s-a speriat, dar de văzut nu a văzut pe nimeni. Odată ce casa e nelocuită, cine știe ce i s-a năzărit fricosului de catifeluță? Vreo creangă de copac s-a oglindit în geam și lui s-a părut că este cineva înăuntru. Rar am întâlnit un rău făcător atât de fricos. După ce stabiliră că nu mai există alte urme în afara celor lăsate de spărgător, ceea ce arăta că nu avusese complici, cei doi părăsiseră vila. Ce vom face cu catifeluță? Întrebă plutonierul major când se apropiară de sediu. Îl voi trimite în fața instanței pentru tentativă de spargere și vom anunța proprietarul, mai precis pe proprietară. Știți cine este? Da, vila aparține doctorului Laurențiu Sebastian, acela care a pierit în accidentul din Austria? Exact. Așa că o vom anunța pe soția lui. Vila este acum a ei? Lidia Jeleru reuși să se întâlnească cu maiorul Stelaru abia spre după amiază. De îndată ce se stabiliseră la masa micii cofetării, îi relată fără să omită niciun amănunt din cele aflate de la Sia. E clar că dacă micuța Ada nu s-ar fi simțit rău și Sia nu ar fi fost nevoită să se întoarcă acasă împreună cu ea, nu l-ar fi văzut pe individul acesta. Presupun că doamna Sebastian le-a trimis intenționat la teatru de păpuși, încheie ea. Credeți așadar că omul cu barbă este Rosner și că doamna Sebastian a vrut să fie singură în ziua aceea? Da? De ce? Întrebă maiorul, pe care discuția cu Lidia îl ajuta să-și pună ordine în idei. Din mai multe motive. În primul rând, obișnuia să-și însoțească ea însăși fetița la spectacole, pe care le socotea un mijloc educativ pe cât de plăcut, pe atât de util. În al doilea rând, mi se pare că totul e neverosibil ca o mamă grijulie, uneori chiar exagerată, cum este doamna Sebastian, să nu se intereseze ce s-a întâmplat cu Ada și să o lase în seama ei. În al treilea rând, omul era cu siguranță Rosner, altfel Sia nu l-ar fi recunoscut, mai ales că atunci când îl văzuse, el purta barbă. Firește, poate fi vorba de o simplă asemănare, însă o asemănare atât de frapantă ar fi o coincidență de-a dreptul ciudată. Desigur, adăugă tânăra femeie, sunt și unele lucruri pe care nu le înțeleg. Să le aud, zise maiorul. Iată, mă întreb, răspunse ea după o scurtă ezitare. Ce rost avea deghizarea lui Rosner? Fiindcă dacă pot admite că la un moment dat respectivul s-a decis să-și lase barbă pentru a fi în pas cu moda, nu văd de ce trebuia să se îmbrace ca un vagabond. Barba, hainele sărăcăcioase i-au servit lui Rosner să se deghizeze. Și mă întreb, repetă Lidia, ce îl împiedica pe inginerul elvețian să facă o vizită unei doamne pe care o cunoscuse în împrejurări dramatice, fără să fie nevoie să schimbe înfățișarea. Într-adevăr, purtarea respectivului e destul de stranie, admise Stelaru, mai ales dacă nu uităm faptul că în prezent nu am reușit să stabilim unde locuiește de când a venit în țară. Data la care l-a zărit Sia corespunde cu cea a sosirii lui aici? Poate că doamna Sebastian știe unde s-a instalat Rosner, spuse Lidia. E foarte posibil, fu de acord maiorul, cu condiția ca realmente tipul cu barbă să fie acela pe care îl căutăm. Cum peste câteva zile Lidia Jeleru urma să plece ca ghid cu un grup de turiști, înainte de a se despărți, el îi dori succes în noua muncă. În drum spre sediu, maiorul Stelaru se gândi la cele aflate de la Lidia și își dădu seama că în sinea lui era convins de faptul că omul cu înfățișarea de vagabond din atelierul celei Sebastian nu era altul decât Rosner. Altfel ar însemna să accepte o adevărată împletitură de coincidențe.
dar convingerea mea trebuie susținută de dovezi. Trebuie să găsesc metoda cea mai potrivită ca să le obțin, îți zise el. Dragi prieteni, întrerup puțin pentru a vă reaminti să vă abonați la canalul meu Lectură și Relaxare. Este gratis și pe mine mă ajută foarte mult. Puteți lăsa un like, un comentariu dacă v-a plăcut lectura. De asemenea, am deschis și opțiunea de membri, în care veți putea afla ce carte urmează să citesc în premieră. Totodată veți putea audia cărțile integral. Vă mulțumesc pentru susținere! Revenit la cercetarea efectuată la locul infracțiunii, locotenentul major Stelian Lupu îi telefonă celei Sebastian, deși abia era 6 dimineața. Mă scuzați că vă deranjez la o oră atât de matinală, spuse el după ce se prezentă, însă acum câteva ceasuri, mai precis la 2:30 după miezul nopții, un cunoscut spărgător a fost prins în momentul când încerca să comită o spargere la vila dumneavoastră de la Snagov. Poftim? Spărgătorul a fost surprins tocmai când sărea zidul, care împrejmuiește vila pe care o aveți la Snagov. Nu este proprietatea dumneavoastră? Întrebă ofițerul, mirat de lipsa ei de interes. Da, însă nu locuiesc acolo, ce a furat hoțul? El susține că nimic n-a pătruns în vilă? Așa spune, dar ca să fim siguri trebuie să intrăm înăuntru pentru constatare, de aceea v-am ruga să veniți cu cheile casei. Să vin la Snagov? Da, prezența dumneavoastră este absolut necesară. Foarte bine, într-o oră voi fi acolo. Sculptorița se ținu de cuvânt, totuși, când își opri mașina în fața vilei, constată că mașina miliției se afla deja acolo. În apropiere zări 3 bărbați în uniformă. Unul dintre aceștia, cu grad de locotenent major, se desprinse din grup și se apropie de ea. Locotenentul major Stelian Lupu, cel care v-a telefonat, se prezentă el. Sunteți amabil să-mi explicați ce s-a întâmplat? Întrebă cel la Sebastian cu un aer plictisit. Ofițerul îi relată faptele, însă infractorul a declarat că n-a apucat să fure nimic, s-a speriat și a luat-o la picior. De ce? Pentru că chipurile ar fi zărit pe cineva în casă. I-a luat-o înainte vreun alt spărgător, spuse frumoasa femeie zâmbind amuzată. Aș fi presupus și eu același lucru, dar nu am descoperit alte urme de infracție, spuse locotenentul major zâmbind la rândul său. Chipul celei Sebastian se întunecă. Individul acela a mințit, în vile nu este nimeni. De la moartea soțului meu, vin foarte rar pe aici. Și noi am presupus că s-a speriat de vreo umbră. Cu toate astea, n-ați dori să vă uitați dacă nu lipsește ceva? N-am nimic împotrivă. Porni înainte, urmat de oamenii legii. Dădu cheia porții ofițerului, iar acesta descuie lacătul care o ținea închisă. Pătrunseră în grădina năpădită de pălării și când ajunse la ușa vilei, cel la Sebastian o descuie iar însăși. Pătrunseră în micul hol și apoi pe rând în cele 3 camere. Mobilele erau acoperite cu huse de pânze albe. Sculptorița privi în jur. Nu lipsește nimic. De altfel, în afară de mobile și de câteva tablouri, nu există obiecte care... era să uit. În dulapul acesta am lăsat lingerie de pat, perne și pături. Urmată de ofițer, se apropie de dulap și îl descuie. Totul e la locul său, spuse ea, trecându-și ușor degetele peste teancul de rufe. Din ultima cameră, o scară duce la o mică ușă. Vreți să urcăm? O întrebă locotenentul major. N-are rost, e mansarda unde uneori lucrăm. Nu țineam acolo niciun obiect de valoare, doar o canapea, 2 scaune și o masă de lemne geluită. Totuși, dacă doriți, putem intra. Urcă sprintenă treptele scârțitoare și ofițerul o însoție admirându-i liniile armonioase ale trupului. Când ajunse în fața ușii de la mansardă, cel la Sebastian îi scoase legătura de chei și vrut să descuie, dar nu reuși. Vreți să încercați și dumneavoastră? I se adresă ea ofițerului întinzându-i cheile. Acesta introduse în broască pe rând toate cheile din legătură, însă fără rezultat. Niciuna nu se potrivea. Se vede că am pierdut-o sau poate că am uitat-o acasă, zise cela Sebastian încurcată. Oricum vă asigur că în încăperea respectivă nu se află nimic de preț. Coborâ scara cu mișcări grațioase, îndepărtând praful și pânzele de paianj în care îi se depuseseră pe taior și pe păr. Credeți că am putea pleca? Se interesă ea. Bineînțeles, stimată doamnă. După ce atât ușile vilei cât și poarta de la intrare fură încuiate,
Locotenentul major o conduse pe cela Sebastian până la mașina ei. Apoi, urcară împreună cu cei care îl însoțiseră în mașina miliției. Nu-i mai rămânea decât să scrie raportul. Acum era sigur că Iulian Pufescu, zis Catifeluță, nu sustrăsese nimic din vila de vacanță a familiei Sebastian. Deci tot tentativă de spargere rămâne, îți zise locotenentul major Lupu, oarecum mulțumit că infractorul nu mințise și că poate de data asta va izbuti să-l convingă să se încadreze într-o muncă mai cinstită. Capitolul 13. Maierul Stelaru se îndreptă spre biroul său cu pași rari. De când se despărțiseră de Lidia Jeleru, nu încetase să se gândească să caute cea mai potrivită soluție. Să trăiți, tovarășe maior, spuse cineva foarte aproape de el, făcându-l să tresară și îndepărtându-i brusc și rugându-lor. Privi la cel care îl salutase și recunoscându-l, îi fu greu să-și rețină un zâmbet. Ei, Pufescule, văd că iar ai încălcat legea, zise el cu severitate. Ce s-a întâmplat, îl întreba apoi pe milițianul, care îl însoțea pe infractorul care luase poziția de drepți. Tovarășe maior, numitul Iulian Pufescu, zis Catifeluță, a încercat să comită o spargere și a fost prins asupra faptului de către tovarășul plutonier major Ion Florescu. Acum îl duc pe vinovat la arest. L-a închetat tovarășul locotenent major Stelian Lupu. Foarte bine, se mulțumi maiorul să spună și vrut să se îndepărteze. Tovarășe maior, vă rog să mă ascultați, n-am comis spargerea, credeam că vila e înlocuită și că încolo, înăuntru era cineva, un bărbat. N-am furat nimic și jur că îmi pare rău că am ajuns în halul ăsta. Ar fi trebuit să mă întorc la meseria mea de lăcătuș. Vă rog, nu mă lăsați, tovarășe maior, m-am dus să fur ca să scap de gura nevestimii, că ea îmi scoate mereu ochii că nu sunt bun la nimic. Asta-i drept că nu sunt bun de hoț, fiind mai mult înăuntru decât afară. Vă rog, nu mă lăsați, tovarășe maior. Dumneavoastră ați vrut să mă ajutați, dar eu nu v-am ascultat. Vă rog, nu mă lăsați, vă rog. Spărgătorul ghinionist își rostise lunga tiradă pe nerăsuflate și ar fi apucat mâinile lui Stelaru dacă milițianul care îl însoțea, ghicindu-i intențiile, nu l-ar fi împiedicat. Trupul lui firav fremăta și în ochii se iviră lacrimi. Maiorul cunoștea bine cazul lui Pufescu. Cândva, el era un tânăr locotenent și infractorul, fost lăcătuș, se afla la începutul carierei. Își dăduse seama că doar prin împrejurări nefavorabile și influențe nefaste, lipsa lui de voință îl făcuseră pe acest meseriaș priceput să ajungă în rândul celor certați cu legea. Atunci, ca și acum, credea în oameni și încerca să se arate că drumul pe care apucase îl va duce la pierzanie. După ispășirea pedepsei, îl ajutase să se încadreze în producție, însă, din păcate, soția și cumnatul reușiseră destul de repede să-l readucă în rândul infractorilor. Mai târziu, Stelaru început să lucreze în alt sector și nu mai avusese de-a face cu el. Aflase doar că Pufescu, care atât pentru firea lui blândă cât și pentru delicatețea cu care știa să opereze, primise porecla de Catifeluță. Fusese arestat de mai multe ori și petrecuse destui ani în închisoare. Firește că și alți ofițeri căutaseră să-l ajută să iasă din mlaștina infracțiunii, însă fără rezultat. Auzindu-i cuvintele, maiorul Stelaru își dădu seama că infractorul îndrăznise să îi se adreseze tocmai pentru că nu uitase înțelegerea pe care i-o arătase și eforturile făcute pentru a-l readuce printre oamenii cinstiți. Uite ce e, Pufescule, îi se adresă el. Știi foarte bine că tentativa de spargere constituie un delict. Deci va trebui să dai socoteala pentru fapta comisă. Așa cum ai spus chiar tu, am vrut să te ajut, dar nu m-ai ascultat. Cred că și alți colegi de-ai mei au procedat la fel, dar din nefericire totul a fost în zadar. În situația actuală nu poți face decât un singur lucru. Să stau de vorbă cu locotenentul major Lupu și după ispășirea pedepsei să încercăm să te reîncadrăm în muncă. Vă mulțumesc, tovarășe maior, zise infractorul plecându-și amărât fruntea. Ce-i drept e drept. Cum mi-am așternut așa doar? Vă promit însă, nu e nevoie de promisiuni. Îl întrerupse maiorul. Când va veni vremea, vei dovedi cu fapte, nu cu vorbe că te-ai schimbat. Voi dovedi, exclamă Pufescu. Ai tot timpul să te gândești la calea pe care o vei urma în viitor, replică maiorul. Poți pleca, îi se adresă milițianului. După plecarea lor, maiorul Stelaru rămase o clipă locului, apoi, hotărându-se brusc, se îndreptă spre aripa clădirii unde se afla secția la care lucra locotenentul major Lupu. Bineînțeles că
Mai mare în grad, l-ar fi chemat la el, însă socotii că discuția lor despre recuperarea lui Pufescu, fiind oarecum neoficială, necesita o atmosferă mai puțin rigidă și mai amicală. Ori, dacă i-ar fi cerut locotenentului major Lupu să vină la el, ar fi avut aerul că-i ordonă, iar convorbirea lor nu ar fi fost degajată și firească. Și tocmai acest lucru dorea stelarul să evite. De îndată ce-l zări pe major, intrând în birou, tânărul ofițer se ridică în picioare. Stai jos, Lupule, zise acesta zâmbind. N-am venit aici ca superior la inferior, ci ca om la om. Luă apoi un loc și tânărul ofițer se așeză la rândul său. Când află prezența maiorului Stelaru, se bucură sincer. Tovarășe maior, împărtășesc întru totul punctul dumneavoastră de vedere, zise el. Cred că în ciuda trecutului său, Pufescu poate fi recuperat. Atunci vom acționa împreună în acest sens. Poate că, deși recidivist, ar fi mai folositor pentru el să-și spășească ultima pedeapsă prin muncă. Oh, dar e o idee excelentă, exclamă entuziast Lupu. Cum credeți că ar trebui să procedăm? Cei doi ofițeri stătură de vorbă în legătură cu această temă, deoarece amândoi vroiau să-l ajute pe Pufescu să revină la o muncă cinstită. Să fie din nou omul care poate păși printre semenii săi cu fruntea sus. Nu va fi ușor, admise maiorul. Pufescu are o voință slabă, însă dacă ne vom ocupa îndeaproape de el, poate că de data asta va reuși să se rupă de acest mediu corupt. Ispășirea prin munca pedepsei pentru ultimul delict va fi, fără îndoială, de mare folos. De altfel, sunt convins că propunerea dumneavoastră va fi acceptată, odată ce Catifeluță n-a furat nimic din casa vilei familiei Sebastian. Cum? Făcu maiorul uimit. A vrut să comită o spargere la vila a familiei Sebastian? A doctorului Sebastian? E vorba de o vilă situată la Snagov, unde își petrece vacanța. După cum ne-a declarat doamna Sebastian, de când a murit soțul ei, merge foarte rar pe acolo. De luni de zile nu mai locuiește nimeni în clădirea respectivă. Poți să-mi faci o scurtă relatare a faptelor? Desigur, răspunse locotenentul major, neînțelegând interesul superiorului său pentru acest caz. Îi explică întâmplarea, străduindu-se să nu omită nimic. Prin urmare, Pufescu a fugit deoarece a zărit în încăperea aceea întunecată un bărbat. Da? Ați cercetat casa? Firește! Am făcut acest lucru în prezența doamnei Sebastian, proprietara vilei. Ne-am uitat peste tot, chiar și în dulapuri, însă... Tânărul ofițer se întrerupse oarecum jenat. Mansarda a rămas necercetat, încheie el. De ce? Maiorul puse întrebarea pe un ton cât se poate de indiferent, așa ca să nu pară o observație sau o critică. Doamna Sebastian pierduse cheia mansardei. De altfel, acolo nu se afla nimic de valoare. Cum a stabilit asta? Întrebă stelarul cu aceeași indiferență. Chiar proprietarea casei ne-a spus că încăperea respectivă îi servea uneori ca atelier de sculptură și că nu păstra în acel loc niciun obiect de preț. Deci, ea v-a informat. Bineînțeles. Bineînțeles, repetă gânditor maiorul. Doamna Sebastian a constatat că niciunul din bunurile aflate în vilă n-a fost înstrăinat și dacă Pufescu n-a furat nimic din camerele unde se găsea acele bunuri, atunci ar fi putut fura din mansardă? Sunt sigur că el n-ar fi avut ce lua. Oare am putea arunca o privire în casa cu pricina? Cum doriți în ce privește formalitățile, mă voi ocupa personal de ele, îl liniști maiorul. Peste câteva ore, maiorul Stelaru, obținând aprobarea necesară, sosi la reședința de vară a familiei Sebastian, însoțit de locotenentul major Lupu. Descuiară lacătul de la poartă și străbătură grădina lăsată în paracină. Aici, colo, câteva lalele și lăcrămioare reușiseră să scape de îmbrățișarea sufocantă a pălăriilor și își înălțau spre soare florile. Însă nici prezența lor, nici cea a tufelor de liliac înflorit, nu putea risipi senzația neplăcută pe care o trezea priveliștea grădinii neîngrijite. Casele din jur destinate de asemenea concediului erau nelocuite, sezonul nefiind propice. Chiar și dacă ar fi fost ocupate de locatarii lor, zidul împrejmuitor, destul de înalt și vegetația deasă, îi fereau pe cei doi ofițeri de privirile indiscrete. Dacă îmi permiteți, spuse locotenentul major, v-aș propune să ne folosim de intrare de serviciu, situată în spatele casei. N-am nimic împotrivă, nu țin să atragem atenția. Anchetez o crimă, așa că, înțelegi? O crimă? Făcu uluit tânărul ofițer. Da, și s-ar putea ca cercetarea acestei vile să ne ajute la rezolvarea cazului respectiv. Maiorul descuie ușa.
nu acordă prea multă atenție celor trei camere și independențelor. Era clar că îi interesa mansarda. Pe măsură ce treceau clipele, își spuse că doar în acel loc putuse sta ascuns Rosner. Iar purtarea celei Sebastian dovedea cu prisosință faptul că se petrecuse cu consimțământul ei. Firește se punea întrebarea de ce procedase astfel, cei doi însă, maiorul, nu încercă să găsească un răspuns. Singura lui preocupare pentru moment, descoperirea unor indicii care să îi susțină presupunerea. Descuie la fel de ușor ușa mansardei și intră înăuntru cu subordonatul său. Încăperea destul de spațioasă conținea, într-adevăr, o canapea îngustă, două scaune, o masă grosolană de lemn și câteva rafturi, toate acoperite de pânze de paianjen și praf. Maiorul Stelaru se opri în mijlocul camerei. Parcă amușinează aerul, se gândi locotenentul major. De fapt, chiar asta făcea maiorul. Trasă de câteva ori cu putere aer în piept, apoi se întoarse spre tânărul ofițer. Nu simți niciun miros? Ce fel de miros? Nu spun ca să nu te influențez. Vreau să-ți cunosc părerea. Vorbea calm, însă însoțitorul său sesiză încordarea care îl stăpânea. Parcă a simțit fum de țigare, zise lupul după ce la rândul lui a mușiză de câteva ori aerul. Exact, este miros de tutun. De altfel, destul de slab, dar totuși miros de tutun. L-am simțit de îndată ce am intrat, însă n-am spus nimic ca să nu te influențez. Acum l-ai simțit și dumneata, dar cine a fumat aici recent? Recent, foarte recent. De cât timp susține doamna Sebastian că n-a mai fost la vila aceasta? De mai multe luni, răspunse lupul vădit indispus. De mai multe luni, îți zise stelarul. E clar că a mințit și știu de ce. Nu vroia ca vila să fie cercetată prea atent, fiindcă aici se ascunsese Rosner. De altfel, Lidia Jeleru mi-a declarat că acum o lună celea Sebastian a fost la reședința ei de la Snagov împreună cu inginerul Barna. Acum înțeleg motivul pentru care nu s-a grăbit să-i facă pe plac lui Barna când acesta a rugat-o să petreacă aici duminica. Locul servea ca ascunzătoare lui Rosner. Nu este exclus că atunci când ea a fost aici cu inginerul Musafir, el să se fie aflat la mansardă. Maiorul cu mișcări sigure se apucă să cerceteze minuțios încăperea. Niciun colț al încăperii nu scăpa atenției sale. Dacă aș ști ce căutați, v-aș putea ajuta și eu, îi se adresă tânărul ofițer. Lupu avea supărătoarea impresie că într-un fel cel la Sebastian îl trăsese pe sfoară și activitatea febrilă a maiorului îl făcea să se simtă culpabil. Ceea ce caut am și găsit, răspunse stelarul. Locotenentul major fu uimit să constate că acel lucru nu părea să-l bucure pe superiorul său. Din potrivă, în glasul său străbătea o undă de amărăciune și chipul parcă îi se întunecase. Ați găsit? Se mulțumi el să rostească. Da, cineva a locuit aici de curând. Asta căutam și asta am găsit. Acel cineva, părăsind încăperea, a avut grijă să șteargă urmele prezenței lui, fără să reușească. Însă pânzele de paianjen care se întind între ușă și perete au menirea să dovedească oricui că ușa n-a fost deschisă de mult. Însă e clar că au fost rupte, apoi aranjate cumva ca să pară neatinse. Divanul pe care a dormit e plin de praf, dar acest praf a fost luat de prin colțuri. L-a presărat tocmai ca să dea impresia că de luni de zile nu s-a mai culcat nimeni pe acest divan. A luat praf din colțul acela de sub raft și din dreptul ferestrei. Se vede foarte bine. Îi arătă tânărului ofițer și alte amănunte pe care un neinițiat nu le-ar fi observat și care constituiau dovezi incontestabile că realmente mansarda servise cuiva ca adăpost. Cineva a dormit aici, cineva a stat în această casă, chipurile nelocuită. Pufescu zis ca tifeluță n-a mințit. A văzut un om la fereastră. Locotenentul major își privi superiorul cu o nemărginită admirație. Da? Cineva a locuit aici, repetă maiorul, și poate că se mai află în această încăpere atunci când ați cercetat locuința împreună cu doamna Sebastian. Și ea știa acest lucru, de aceea a pierdut cheia de la mansardă. Își completă el fraza în gând. Acum îmi dau seama că ar fi trebuit să insist să ne uităm în camera încuiată, a cărui cheie proprietara o uitase acasă. Însă odată ce ea susținea că nu ține nimic de preț acolo, n-am mai săcăit-o, zise necăjit locotenentul major Lupu. Acum, n-are rost să te mai preocupe problema. Principalul este că am găsit dovezile dorite. Curând, cei doi ofițeri părăsiră vila.
Întors la sediu, maiorul Stelaru luă măsuri ca locuința celui Sebastian din oraș să fie pusă în continuare sub supraveghere. Acest lucru era necesar deoarece acum nu mai exista niciun dubiu că vagabondul cu barbă, văzut de Sia în atelierul sculptorițelui, era inginerul Rosner, care în tot acest răstimp se adăpostise în casa de vacanță a familiei Sebastian cu consimțământul proprietarei. Din păcate, aceste constatări nu contribuiau cel puțin pentru moment la clarificarea stranului caz Varna. Într-adevăr, nu se putea răspunde cu certitudine ce motive îl determinase pe Rosner să se poarte astfel. Dacă admitem că din pasiune sau din alte cauze a ajutat-o pe cela Sebastian să-și ucidă soțul, înscenând un accident în munți, de ce a venit în România și a vizitat-o deghizat? Și apoi, de ce s-a ascuns, se gândi maiorul? În cazul în care era nevinovat, nu avea motive să se deghizeze și să se ascundă. Nimeni n-ar fi găsit nefiresc faptul că făcuse o vizită femeii pe care o cunoscuse în împrejurări atât de dramatice. Recurgând la deghizare și la o ascunzătoare sigură, dovedește că este vinovat, iar sprijinul pe care i l-a dat cel la Sebastian arată că ea este complice. Dar admițând că este vinovat, se pune din nou întrebarea ce l-a determinat să vină în România când se afla în siguranță în străinătate? O pasiune? Firește, cela Sebastian era o femeie care poate stârni pasiuni, însă era oare această singură cauză venirea lui Rosner în România? Maiorul își făcu notițe, încercând să descopere drumul spre adevăr, în hățișul de fapte contradictorii. Se hotărâ să se prezinte în fața șefului său pentru a obține sprijinul. Vroia să ceară ca Rosner să fie reținut oriunde ar fi fost semnalat, inclusiv la orice post de frontieră s-ar fi prezentat. Porni spre biroul colonelului Neagu, continuând să se gândească la ciudata purtare a inginerului elvețian. Deodată se opri locului fulgera de un gând. Chiar dacă Rosner îl ucisese pe doctorul Sebastian, nu avea niciun motiv să schimbe înfățișarea. În afară de cel la Sebastian, nu-l cunoștea nimeni. Și totuși, se deghizase, mai precis, îi schimbase aspectul exterior. De cine vroia să se ferească? Cine l-ar fi putut recunoaște? Trebuie să ne ocupăm de acest aspect al problemei, spuse maiorul. Să aflăm cine îl cunoaște pe inginerul Rosner, în afară de cel la Sebastian. Omul n-a mai fost în țara noastră, prin urmare, acel cineva îl cunoaște din străinătate. Să fi fost oare vorba de inginerul Barna? Bine, dar acesta e mort. Atunci, așa cum sperase colonelul Neagru, după ce l-ascultă cu atenție, fu de acord cu propunerea subordonatului său ca inginerul Rosner, care e dat în urmărire pe țară, să fie reținut oriunde ar fi fost semnalat, inclusiv la punctele de frontieră. Când crezi că îmi vei prezenta un raport amănunțit asupra evoluției acestui caz? Îl întrebă colonelul. Calmul și vocea lui domoală a avut un efect binefăcător asupra maiorului, ai cărui nervi fusese răpuși la grea încercare. Chiar în cursul după amiezii, tovarășe colonel, răspunse el prompt. Între timp, voi primi rapoartele colaboratorilor mei, capitanul Borcea și locotenentul Stănică. Atunci prefer să amânăm discuția pe mâine dimineață la ora 9. În felul acesta vei avea posibilitatea să-ți sistematizezi mai bine materialul, insistând asupra punctelor esențiale. Îți împărtășesc impresia că numita Didina Cioran nu a declarat tot ce știa și consider util să se continue cercetarea ei. De asemenea, ar fi nimerit să adun mai multe date despre defunctul doctor Sebastian, pentru că, după cum se vede, din orice direcție ai porni, ajungi la el. Revenind la biroul său, maiorul Stelaru îl găsi pe capitanul Borgea și pe locotenentul Stănică așteptându-l. Amândoi îl salutară regulamentar, însă în ciuda strădaniei lor de a părea calm, își dădu seama că Borgea ardea de nerăbdare să-i comunice vești interesante, iar Stănică era necăjit, fiindcă nu izbutise să dea de urma lui Rosner. Te ascult, capitane. Mi se pare că vizita pe care ai făcut-o lui Ilie Iordache a dat rezultate. Într-adevăr, tovarășe maior, am aflat lucruri surprinzătoare. Capitanul Borcea raportat detaliat discuția avută cu Ilie Iordache și cu mama acestuia. În concluzie, pot afirma cu certitudine că Ilie Iordache îl șantaja pe doctorul Sebastian. Șantajarea sa, începând după moartea Victoriței, înseamnă că există ceva legat de această moarte care
îi permite neconsolatului frate să-i pretindă doctorului mari sume de bani. Docilitatea acestuia din urmă dovedește că argumentele folosite de șantajist sunt foarte serioase și concise. Sunt de acord cu concluziile dumitale, spuse maiorul. Cred că o discuție cu Iordache atunci când va veni să dea o declarație scrisă ne-ar aduce date interesante. Ocupă-te în continuare de acest individ. Așa voi face, zise capitanul Borcea, mai ales că eu sunt de părere că Iordache are mai multe de mărturisit. Și dumneata, locotenent, ce părere ai despre cele aflate? Aș adăuga doar atât. Docilitatea și sumele mari plătite dovedesc un lucru, și anume că doctorul Sebastian avea foarte mulți bani. Se pune întrebarea, din ce surse? Da, zise capitanul Borcea, nu vreau să fac presupuneri, mai ales că, momentan, nu am posibilitatea să susțin cu dovezi concrete, însă remarca lui Stănică mi-amintește de faptul că Didina Cioran fusese anchetată cu ani în urmă, fiind bănuită că face trafic de valută. Presupun că doctorul ar fi fost amestecat în așa ceva? Întrebă stelarul. Da, însă, repet, este doar o presupunere. Poate că doamna Didina ne va da unele relații în acest sens, observă maiorul. Merită, cred, să ne convingem, dar să continuăm discuția noastră. Azi am fost la tovarășul colonel Neagu și, printre altele, mi-a spus că din orice direcție ai porni, ajungi la doctorul Sebastian. Mi-a recomandat să ne interesăm mai temeinic de acesta. De aceea, locotenente, în scurt timp, este nevoie să ne procure o fotografie a lui. Tot vorbim despre el, însă nici nu știm cum arată. Am înțeles, tovarășul maior. Despre Rosner ai aflat ceva? Din păcate, încă nimic. A intrat în țară, dar în prezent nu a fost zărit nicăieri. În ce mă privește, îmi continui cercetările, răspunse locotenentul Stănică. Despre Rosner și despre direcția în care trebuie să ne îndreptăm cercetările, ca să dăm de acest invizibil inginer elvețian, am să vorbesc chiar acum, zise maiorul. Apoi vom stabili împreună linia de urmat. Atât capitanul Borcea, cât și locotenentul Stănică îl priviră surprinși. Asta de dânsul, tovarășul maior, exclamă Stănică tulburat. Nu chiar de dânsul, ci de locul unde se ascunde. Iată ce s-a întâmplat. Subalternii săi îl ascultară cu un deosebit interes. Apoi stabiliseră un plan de acțiune pe baza noilor date. Acum, după ce analizase faptele, maiorul Stelaru constată în ciudat că, de fapt, ceea ce aflase cu privire la Rosner nu risipea întunericul care acoperea cazul Barna, ci, dimpotrivă, îl făcea și mai profund.